Maratonul vaccinării anticovid începe mâine în județul Mehedinți. Evenimentul va dura 3 zile, iar în cadrul acestuia, cei care vor să se imunizeze cu serul produs de Pfizer se pot înscrie la vaccinare pe loc în baza cărții de identitate. Mâine, începând cu ora 14, va începe maratonul vaccinării în Drobeta Turnu Severin, în parcarea unui hipermarket din municipiu. Mâine, 14 mai, vineri 14 mai, la ora 14, dăm startul maratonului vaccinării și îi așteptăm în număr cât mai mare pe mehedințeni, pe severineni, în parcarea unui hipermarket pe care deja dumneavoastră știți foarte bine, nu-i mai pronunț numele, din municipiul nostru Reșeniță de Județ. Cei care vin la cumpărături, începând de mâine, de la ora 14, și vor să se vaccineze, o vor putea face fără probleme în amenajarea pe care noi o vom realiza în apropierea acestui hipermarket. În perioada imediat următoare, asemenea acțiuni le vom repeta și în municipiul Orșova și în celelalte orașe, dacă este nevoie, din județul nostru. Directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică din Mehedinți, Miruna Constantin, a precizat în cadrul conferinței de presă că acțiunea se va desfășura cu ajutorul voluntarilor, medicilor, asistenților și registratorilor. Tot ca voluntari vor participa și paramedici din cadrul ISU Mehedinți. Fie că sunt medici, fie că sunt asistenți medicali, fie că sunt registratori sau că sunt paramedici din cadrul ISU și lor vreau să le mulțumim, cu toții acționăm și vom acționa în continuare în mod voluntar, la fel ca și echipele de vaccinare cu care noi mergem în teritoriu, în comunele din județ. Cei care se vaccinează acum în cadrul maratonului vaccinării vor putea face rapelul peste 3 săptămâni, în același loc sau în oricare alt centru de vaccinare deschis în județul Mehedinți.